mai vrea să mai... Cine vrea să îi implice în amatorul? Te rog, povestește. Eu mers pe ideea că întâi trebuie să prezint conceptul, după asta îmi fac echipa. În ultima săptămână am lucrat destul de mult la asta. Am făcut un concept în mică parte, să spun așa, l-am prezentat persoanelor care am crezut eu, care am putut lua legătura și am crezut că pot să implici în echipă astfel... După ce vă spun pe scurt cum văd eu amatorul, ce-mi propun să fac chestii, așa ca un testament scurt care să o fac și public. Testament? Da, testament ca îngrijorător. Referitor. Biblia amatorului. Da, exact. În legătură cu care mă puteți trage de urechi, dacă nu... Adică chestii care mă oblig să le fac, pentru că eu consider că asta în primul rând e o obligație și nu neapărat doar o funcție. Așa că sună frumos să coordonez un proiect și respectiv nu știu, poate să ai scrii CV sau oricare alte scopuri pe care le urmăresc alții. Nu cred că acum contează să spun cine contez în... Ca să fac parte din echipă. Dacă vei dușmani, fă o listă acum. Asta e etapa finală și în general am văzut că se grăbește lumea și nu știu cât e de bine. Dacă sunteți voi de acord, pot să fac, de exemplu, nu știu, un scris, îl pun pe asociație seara. Sau... Cel mai bine să-l prezentăm aici ca să-l putem discuta. Pe asociație deja o să fie altfel de comunicare. Da. Mai ales că Raia, nu e acolo, e aici la raportul final de activitate, nu-l prezentăm. Hai să ascultăm, te rog. Observațiile de revizor. Oricum, obligațiile, eu mi-au responsabilitatea să fac publice și să... Ceea ce spun, eu cred că nu doar o să încerc, dar o să fac. La 5-a ediție, deja nu-i cazul să încercăm să facem un festival. Eu sunt responsabilă de acest fapt și toată responsabilitatea și ambiția vrea să mă ocup de festival. În primul rând, cum am elaborat eu conceptul festivalului, prin a găsi niște caracteristici, adică mi-am pus întrebarea, ce face un festival reușit? Și în primul rând, am câteva caracteristici care nu neapărat sunt în ordinea după importanță sau, mă rog. Eu am considerat că vizibilitatea e foarte importantă pentru un festival. În această ordine de idei am deja o bază de date, având în vedere că sunt din Ucraina și acolo am foarte multe rude și persoane cunoscute, mai ales în domeniul... Hai! Deci persoane cunoscute din domeniu, deja am o bază de date cu datele jurnaliștilor din Ucraina care ar vrea să... Deci tu vrei să extinzi festivalul, da, și în Ucraina, dacă mai departe. Dar tot am spus că e un festival internațional. Toate în bază de date. Prima ediție am avut. Am vrut numai, dar... Am avut. Ok, cu România e aceeași. Ucraina și în România au fost. Cu România e aceeași idee. Promovarea... Deci vrei să-l mediatizez și în afara țării, mai departe. Da, să zicem. Aș vrea să-l promovez formele Hyde Park, care dispun... neremunerat, având în vedere că suntem nu așa de finanțați. Aș vrea să reanimez site-ul amatorul.eu, care ar trebui să aibă loc până atunci când mergem la parteneri cu o propunere de parteneriat. Și respectiv... Dar cu cine îți convine conținutul lui acum? O să reanimez conținutul, o să fie vorba de actualizarea conținutului atunci când mergem cu propunerea pentru finanțatori. Și în această ordine de idei tot pot spun că am fost recent la un curs pentru elaborarea proiectului și cred că am cules destul de multe de acolo pentru că pot revizui proiectul. Conceptul? Da, conceptul și cum se reflectă el în proiect pentru a fi mult mai convingător. Plus asta mai am o bază de dati și finanțatori, inclusiv dățile limită când... Primesc ei proiectele de finanțare din exterior și așa. Ai 4 minute de când vorbești. Da, aș vrea să atrag bloggerii ca parteneri media. M-am gândit deja la condiții reciproc avantajoase pentru acest fapt. Pentru mediatizare sau îți vină cu filme? Pentru mediatizare și potențiali participanți. Și am vorbit deja și cu echipa, cred că știu cine s-ar putea ocupa de elaborarea unei bazi de date. Fost asta cu un mesaj intrigant sau cu... Într-un mod nou, aș vrea să promovez, să folosesc, cum am spus, platformele Hyde Park, inclusiv microfonul liber și activitățile culturale pentru care să am nevoie din care resurselor umane din cadrul Hyde Park. Dacă e să fac tangență cu Hyde Park, atunci vreau foarte mult să minimizez sau chiar să exclud implicarea financiară Hyde Park, pentru că îmi dau seama care e
întâmplă noi așa de ușor. O altă caracteristică ar fi finanțarea pe măsură amatorului, cum am mai spus, aș vrea să revizuiesc proiectul și finanțarea din exterior, să solicit anișoara să fie ocupat de traducerea proiectului, deja am vorbit cu ea. Aș vrea să implic agenți comerciali care n-au avut imagine negativă sau n-au prejudiciat cumva imaginea Republicii Moldova. Sau care n-au intrat în conflict cu Hyde Park-ul. Cu Hyde Park-ul inclusiv și așa mai departe. Spuneam chestiile astea de Orange, chiar puneam la îndoială dacă Orange sau nu Orange. Nu zic hop, poate chiar ei primi o să reacționeze. Next. O altă caracteristică ar fi memorabilitatea proiectului, adică vreau ca să fac festivalul marcant pentru un logo pe care să-l... Asta sunt detalii de bucătărie internă. Dacă poți vorbește viziunea de ansamblu, ce trebuie să fac festivalul în ediția 5, e diferit de ce am făcut noi, că noi am făcut cam tot ce ai spus tu. Diferit de ediția 5, aș vrea ca să aibă o echipă mult mai mare, aș vrea să implic aproximativ 10 voluntari remunerați, financiar, nefinanciar, am aici notat și cum și din ce surse, dar nu cred că e, cum ai spus, bucătărie. Estimează, cam la ce sume te aștepți sau ce remunerare crezi că ai să le poți oferi? Sau nu neapărat remunerare financiară pentru voluntari? Nu neapărat remunerare financiară și totul dacă va fi financiară, cum am mai spus, nu vreau să implic Hyde Park în acest proces. Echipa ar vrea ca să fie mare, clar segmentată, mai ales eu consider foarte important tot de la un training la care am fost, de că echipa trebuie să fie ierarhizată vertical, adică nu toți se ocupe toți și de toate. Asta nu înseamnă, nu exclude democrația, asta nu exclude faptul că noi o dată în săptămână sau o dată în două săptămâni, oricum de câte ori e nevoie, ne strângem, ținem cont de toate părerile și așa mai departe. O proiecție finală reușită, la fel, nu e puțin importantă pentru reușita unui festival. Eu îmi propun și mă oblig să fie minimum 5 reprezentanți din presă pe loc, plus reflectarea în presă în minimum 10 surse, ceea ce am văzut că e real de la edițiile trecute a festivalului. Aș vrea ca, nu aș vrea, îmi propun și mă oblig să fie peste 100 de persoane prezente în sală. Dar asta contează mult pentru tine? Poate numărul participanților, ne spui, sau numărul de filme, nu știu. Pentru mine asta nu e o cifră importantă. Eu nu cred că ele nu pot să meargă. Ascult, gata. Mai departe. Cred că aceste două, pot să meargă în paralel. Și nu mai țin important și mă oblig eu să fac. M-am mai spus public și merg până la final. În primul rând aș vrea ca să aveți încredere în mine, chiar dacă sunt de puțin timp în Hyde Park, foarte mult vreau să fac asta. Și cu toată ambiția și responsabilitatea o să mă angajez în acest proces, nu las la jumătate de drum, cum a fost situații în edițiile trecute, cum am mai auzit. Mă oblig să duc un time management de calitate ca la vârful apului. De asta depinde, desigur, și de echipa mea, dar mă ține de responsabilitățile mele să fac o echipă, să strâng o echipă responsabilă. Vreau să atrag grupurile la care nu s-a ajuns și aceasta ar presupune deplasări prin raioane și, cum am mai spus, la scară largă, adică și internațional să fie mediatizat și să ating grupurile la care nu s-a atins. Cum spunea Ghenadi, mi-a plăcut expresia că trebuie să găsim oamenii care țin filmul la sertar. Adică iau ceva filmat, îi pot să filmez, iau ce să filmez și pot, dar încă o țin la sertar. Vreau să dublez numărul de, am spus, despre persoane prezente în sală, mă oblig să găsesc cel puțin 3 finanțatori noi, având în vedere baza de date despre care tot am vorbit și am spus, apropo, baza de date cu profilul, finanțează activiști civici, deci e destul de real să obținem o finanțare, chiar dacă suntem o îngenie formală. Eu vreau să restructurez categoriile și aș putea argumenta numărul de aplicanți, mă oblig să ridic până la 50 de persoane și o problemă acută, adică nu vreau să arunc pietre în ograda nimărui, dar mă oblig la fiecare două săptămâni să prezint un raport. Raport poate e prea mult spus, dar să scriu pe asociație activitățile care au fost întreprinse și asta e o... Cum am mai spus, mă oblig să fac asta. Pot să-ți arunca cu roșii dacă nu... Dacă nu mă țin de cuvânt, consider transparența și implicarea și implicarea parcă e destul de importantă. Promit să fiu receptivă, nu știu, față de sugestiile Hyde Park, știu că voi aveți experiență, eu în mare parte am dorință. Dorința e foarte mare, eu știu că am să merg până la timp. Te-am adresat întrebări sau mai ai? Nu,
Vreau să știu dacă ai mai gestionat vreun proiect. Ești implicată. Implicată? Nu, n-am gestionat, dacă asta e întrebarea. Dar măcar idei de gestiune? Da. Cine mai are întrebări? Te rog. Scuze, dar tu spui de finanțatori. Ai încercat vreodată să găsești finanțatori? Care sunt argumentele prin ce o să-i convingi pe este cumpere? Sau să vină la festival, nu trebuie. Eu nu mă vând, dar am făcut un curs destul de, nu știu, de productiv, să zic eu. Și eu sunt crezută că o să-mi reușească. E bun, poate... Vreau să lucrez la proiect, da? Am dorințe. Nu vreau să-mi dau seama, dar eu înțeleg că ai dorințe. Nu sunt membru, dar în schimb ne urmărești de foarte mult timp, da, ai fost la școala, da, curajă, ai tot dreptul să cuvântezi. Da, asta vreau să zic, dar ambițiile tale chiar te apreciez, se sunt foarte mari și pe Doamne să reușească doar cu finanțatorii și cu ceea ce ți-ai propus. Sincer, eu nu prea mult credit. Asta e. Dar Doamne, să ai succes. Să ai succes, dar e foarte greu să găsești. Și mai multe acolo erau ambițiile ale tale, să aduci participanți, să aduci presă, ceea ce au făcut edițiile trecute, că s-au mășit până acum s-a muncit la acest proiect, oricum mine am vorbeam. Asta nu cred că e ceva nou, păi să aduci 100 de oameni sau mai bine participanți, să aduci mai mult. Te rog, răspuns? Da. Consider că chestiile astea două, cu numărul participanților și numărul prezenților în sală și numărul reprezentanților din presă care vor fi la proiecte finale, vor medetiza tot, vor reflecta evenimentul și așa mai departe, pot merge în paralel. Așa că apreciez că ai fost așa atentă la ce am spus eu. Totuși. Eu mai am o întrebare. Proiecția finală o să aibă loc underground, în sala cum a fost anul ăsta, în bibliotecă sau în cinema sau în aer liber? 4 opțiuni. Cred că asta e discutabil, dar categoric nu în sala în care a fost. Deci ai consulti echipa sau? Sigur că da. Echipa și, cum am mai spus, receptivă la critica și sugestii. Fain. Cine mai are întrebări? Doinița? Întrebări nu am. Ascultat foarte bine planul Anastasiei. De fapt, ea m-a invitat aici ca să fac parte din echipa ei, dacă o să fie ales ca coordonator. Eu la proiecția finală amator tot eu te-am invitat, așa că tu de mai mult timp ești în proiect, nu bate cap. Și la școala Curajul de un an jumate tot eu te-am invitat. Și războarele care le-ai făcut în școală, tot Hyde Park te-ai invitat, deci nu de ieri de azi ești cu noi, te rog. Da. Nou, apropo, subiectul ăsta cu biserica, Doinița ne l-a dat din sa. Hai. Și câte borcane să spar de capul ei, te rog. Și să mai sparg, să sparg multe, da. Mie îmi place că Anastasia și-a făcut scop careva și eu cred că dacă o să aleagă echipa, o să poată să îndeplinească foarte mult. Și chiar dacă n-o să mă aduc foarte mulți participanți sau foarte multă lume în sală, nu o să fie. O să arătați cu deci și o să spuneți, dar tu ai zis bun, sunt, dar nu cred că e atât de important. Atâta timp cât lucrurile astea ai făcut public, eu... Te l-asum. Da, mi-l asum. Ioane, întrebări. Asta cumva îi responsabilizează. Ioane, întrebări. Mircea. N-a figă. Hai. Ce-ți place? Hai spune mereu. Deci consider că la întrebările astea Anastasia s-a pus o limită. Acum voi doi ați propus proiecte și noi vrem să vă adresăm întrebări. Da, dacă avem... să răspundă toți pretendenții. Bun. Hai să-i adresăm Raisei întrebări, dacă nu mai aveți. Te rog. Dați să vorbesc sau nu. Hai. Îmi place că Anastasia a pus o limită, dar sunt unele lucruri care sunt cam ireale, mai ales presa. Pentru că presa, singur ea știe cum... Da. Numai cum îi tonă ei. Și, în schimb, îți spun ce-mi place, în schimb, unul lucru trebuie să mai lucreze ca să facă să fie mai real. În rest, ideea că s-au pus un, hai zic, un pod până aici se poate, e bun. Chiar e încurajabil. Față de proiectul Raisi, dacă ai comentarii. Sau Raisa, dacă mai ai de completat. Bun, tu ai vrut să comentezi. Cine a vrut să comentezi? Eu ce fix de să zic că hai. Presa, ca să vină presa la proiect. Așa tip de eveniment, cultural. Tip, da. Trebuie să participanții să fie, hai, poate produsul să fie cu nume. Și participanții cu nume, pentru că așa e presa, asta e presa. Dar poate are pile, poate are pile. Da, trebuie să-i faci.
nu întotdeauna vine, dar trebuie să duci schimb, trebuie să ceva, trebuie să ai un om interesant acolo, trebuie să ai un film interesant. Eu cred că noi ne depărtăm un pic. Noi acum avem propuneri de proiecte. Mai e cineva care vrea să propună proiect pentru amatorul? Gicu. Nata. Eu știam că și Anișoara, știam că și Anastasia vor. Acum mă așteptam fiecare să-și prezinte viziunea. Bine, dar asta vizionă. Vreau măcar să-mi spui sau nu știu. Dacă adică vrei, nu știam care pe asociație am spus, veniți cu bine, proiectul, conceptul. Dar eu ți-am dat copy-paste ce am pus pe asociație, ți-am dat ție, nu-ți supăra. Am scris fiecare și prezintă conceptul. Nu mă supăr, eu am vrut să zic ceva. Nu știam cum mai sunt persoane interesate care vor să apucă de administrare proiectului, bun. Eu am zis mai devreme că oricum sunt gata să mă implic cum pot și cum mă duc și capul. Dar îmi place ambiția ei și vreau să... Ești gata să o susțin? Sunt gata să o susțin și vreau să, dacă e sigur că își asumă proiectul ăsta, las să-ți fac. Nu e o favoare. Dar deci, Raisa e dispusă să se implice în proiect. Asta mi se pare excepțional. Sau eu pot să-mi asum unii responsabilități și să-mi dăm ochii dacă nu-i mare. Bun, ideea era că grupul o să decidă cum împarte responsabilitățile. Deci voi apucați să fi în fiecare de ce se începe. Deci pentru mine e foarte important ca în asociație, dacă mai este un proiect, al treilea sau al patrulea, să zicem, mai dăm un termen până duminica viitoare. Între timp, voi deja vă gândiți cam pe cine putem conta. Duminica viitoare este a doua etapă a discuției. Mergem pe proiectul ăsta sau mai apare altul alternativ? Eu am înțeles bine până aici? Dacă e de acord cineva, eu sunt mai pentru. Nu, eu cred că asta înseamnă pierdere de timp. Ok. Cred că trebuie, dacă există o persoană care e interesată și... Ar fi venit alt proiect. Câștige timp. Dar și-o vine deja care a fost interesat. Doar îl rămâne să apuce de lucru. Bun. Asta e cel mai important, e că să nu apară conflicte pe parcursul proiectului și să anulezi la mijloc de parcurs. Asta în proiect se numește gestiunea, cum să zic eu, riscurilor. De asta riscuri. Eu ziceam că pentru mine e important să-mi formez întâi echipa, ca împreună cu echipa să formăm viziunea, adică spașii, știi ce vrei echipa, pentru ca să fiu succes al echipei. Oricine trebuie să facă echipa, dar întâi trebuie să fie delegat. Există, este nevoie de o persoană care să fie până la urmă nucleu și în jurul care să... Noi azi căutam nucleu. Azi căutam nucleu. Dar nu vreau să vin eu cu anumite idei să le impun. Da, care să le impun. Pentru că asta nu pare corect. Vorbim despre instrumente. Ok, dar teoriile și practica nu tot timpul spun. Bun, Raisa, pornim de la punctul ăsta. Am reușit să mă înțeleg în diferența. Am văzut că multe se schimbă parcă. Eu am înțeles că aici și Raisa are adiatul. Deci a promis să anumite chestii pezadele, faine, și în proiectul Anastasiei. Dar până la urmă care... Chestii. Deci dacă... O să ajungeți la un numitor comun. Eu am văzut Anastasia nou, pentru că dacă oamenii vin în sală sau vin în presa, presa a fost și la ediția trecută, a venit oameni în sală și la ediții precedente, au fost 75 de filme, ea și-a pus pe acolo din mine 50, da? Adică eu n-am văzut autori. Ceva bun. 50 autori. Ana, asta au fost 28. Ok. Ok, dar mie mi se pare că acolo în care, dacă faceți o echipă, nu aș vedea nimic rău în chestia asta, adică aș reușit hai să acum... Eu am văzut ceea ce n-am văzut la ediția de anul trecut sau ceea ce aș vrea, pentru că ideea următorului vreau să rămână aceeași. Să fii, promovezi activism civic, în primul rând, și mai puțin filme artistice sau nu știu ce chestii. Dacă rămâne aceeași, ce de la mine ceva nou? N-ai văzut să spun eu nou, nu, dar tu ai văzut 10 minute și ai făcut impresii de parcă vii cu nu știu ce proiect super. Copii, hai să vă întreb eu, Raisa, tu pretinzi să te implici în calitate de coordonator, îți dăm o săptămână până duminica viitoare să vii cu un concept de proiect, să-l dezbatem și decidem între două. Sau vă apucați de proiectul ăsta acum împreună, facem echipa. Nu are sens să faci treaba bine. Asta, pentru că tu faci acum, știi cum? Pui într-un film, doi, mergești la... Atunci nu vă pun. Ne apucăm de lucru sau nu? Și cum? Raia, ne apucăm de lucru sau nu? Sigur, să ne apucăm sau nu ne apucăm.
Park, ce înseamnă? Acum față de membrii și voluntarii Hyde Park, întrebare, cine e dispus să se implice în festival? În calitate de membru simplu.